Suntem live? Da, uite. Ne vedem, aici. Gata, mă, frate, ne vedem. Acolo? Nu, acolo nu. Adică acolo sau acolo. Să fie, se vadă. Suntem live, uite, mă, și vorbim despre orice. Să faceți live în live? Da. Deci ca în videoclipurile alea, știi? Ca în videoclipul ăla de anii 60 să facem așa, se poate? Nu, am făcut greșit. N-am făcut bine. Asta fac, da. Îmi cer scuze că trebuie să fac aici lucruri. Gata? Dar vedem și noi comentariile pe televizor. Că na, vorba aia, suntem dotați. Ești pregătit? Oh. Știi ce să povestești? Nu știu, nu? Te-ai gândit azi noapte? Bă, ce să le mai povestesc, mă, la astea? A, pa da, aia cu Graham Hill. Am citit. Ai citit ceva, deci te-ai pregătit. Da. Bun. El este Alex de la BMW. După cum îl știu băieții și Remet, participă și pe la concursuri de-astea de retro, istorice, cum se numesc ele corect așa, să nu le jignesc, n-aș vrea. Retro. Bun. Raliuri cu mașini retro. Am acolo pilotul meu, dacă se... Tu participi, mă, ca pilot? Uneori. Alex a fost o singură etapă. Primele... Și tu ai fost tot timpul pilot. După care ne-a decis să revenim la soluția pe ea la volan. Că reparația a costat câteva mii de euro. Bun, hai să o luăm încet. Aș vrea să ne povestești. Așa ai fi zis și tu, nu? Când era la volan, da. Aș vrea să ne povestești despre sistemele astea noi de la BMW inovative, de care vorbeam noi, de Plane Assist, despre port de port bagajul cu rulou din podea, ăsta n-a port materialul, dar o să-l vedeți, o să fie fan. Lucrurile noi de la BMW. Data trecută în podcast am vorbit de butoanele alea tactile, nu știu ce, proiectate în spațiu și timp, care n-au apărut încă, dar apar ele. Zine mai zine lucruri, dă din casă, hai. Nu se uită ăștia la BMW la noi, că zic că e tâmpitul ăla, dar nu e nimic interesant. E cald? Vă deschidem ușa, să știi. Deci eu ți-aș deschid-o, dar nu pot. Nici tu nu poți. Dar îți scot microfonul, frate, nu e pa. La noi e permis orice. I se face rău. Eu i-am zis lui Marius. Are o sensibilitate la căldură. Dacă avem doctor live și vrei să faceți o consultație moca, că prima dată e moca ca să-l agăți și după aia, știi? Așa. Să-l ajutați. Uite, l-avem și pe Ciprian Mihai alături de noi, știi, fotograful? Da. Da, e bun. Zi-mă, frate, ce avem nou? Zi, mi-ai zis că avem nou partea asta de asistent la conducere, în care atunci când mașina se oprește la semafor, dacă ai făcut o schemă din ochi, pleacă de pe loc. Așa. Lucru care acum nu se întâmplă decât dacă mașina stă foarte puțin pe loc, în trafic. Mi s-a făcut foarte rău. Foarte rău, a? Bă, frate, du-te că vorbesc eu, nu-i panică dacă ți-e rău. Îmi pare rău, nu, fii atent, fac un efort pentru ăștia să nu-l las pe Tomescu să vorbească singur. Nu mă simt deloc bine de la căldură, mie mi se face, m-am făcut odată, era să vomit într-un live. Poate reușim, nu, că mi se face și mai rău. Dar încerc acum. Bun, iau încet. O iau încet. Băi, zi-mă deci, să iau încet, asta, de ce ești emotiv așa? Că tu nu erai. Nu sunt emotiv. De la căldură. De la căldură. Deschide-mă, te faci. Du-te-mă și fă curent un pic. Deschide un geam, deschide ușa la intrare. Nu, hai că acum se simte răcoarea, nu trebuie să... Simt, adică eu simt că e ușa deschis. De ce BMW scoate mașini din ce în ce mai urâte? Mi s-a făcut foarte rău. Băi, ai văzut 8 Grand Coupe? E foarte fain. Bă, nu l-am văzut în realitate, dar l-am văzut în poze și tot ce e Grand Coupe de la BMW mie îmi place de mor. Dar nu e și argument de vânzare. Aici spate nici... și design frumos. Da, dar e frumos pentru mine. Poate altora nu le place. Ăsta nu e argument. Deci eu îl știu pe Daniel Mărăcine de atâta vreme. Designer și... la BMW? Nu. Nu. Dar nu... Adică sunt urâte din punctul lui de vedere. Din punctul tău sunt frumoase. Din punctul lui Marius sunt mediocre. Din punctul lui Irinel sunt nasoale când au ghidon. Adică fiecare își găsește un motiv. Dar frumusețea nu este argument de vânzare sau de critică. Nu, dar vreau să zic mașinilor. Că se pot face și... apropo de... Acum că m-ai întrebat de sisteme de asistență și vorbim de design. BMW are problema asta cu mașinile, că designul lor e... Sună foarte avantgardist. Nu, foarte complex. Ok. Și nu se vede bine în poze. Ai forme, umbre... Mm-hmm. Dar în realitate e altceva. Negre. Să le facă negre, că nu se... Alea, da. Vanta Black, care e cea mai neagră mașină din lume. Nu știam. Este o vopsea care se folosește în... Probabil că absorbe lumina sau ceva. Nu reflectă deloc. Și au vopsit o mașină așa, e singura mașină din lume,
care se reflectă, nu. Bun, de partea de design, ți-am zis, partea de design este destul de complicată de discutat, pentru că ține de fiecare și ce își dorește fiecare. Ce văd nou, nu numai la BMW, la majoritatea constructorilor de mașini premium, sunt luminile în interior. Pentru că e China la putere, pentru că nu, habar n-am. Mie îmi plac, eu sunt fan, deci nu mă înțelege greșit. Știu oamenii, eu mi-aș pune și neoanes o mașină și o să-mi pun la Toyota. Da, ca să fiu mai cocalar decât sunt. Nu e o problemă, lumea judecă și oamenii, ai văzut, atacă foarte tare lucrurile astea. Că are lumini roșii, verzi, că e cocălărism. Că are tipsuri fake și că nu scoate fum pe acolo. Că sunetul produs de motor este produs din boxe și așa mai departe. Eu le explic că în momentul în care ești la volan și treci de o anumită vârstă și îmbătrânești, pentru că și eu înainte consideram că apărăturile alea de la geam sunt niște tâmpenii și niște prostii. Când treci de o anumită vârstă și ești la volan, important este că se întâmplă, nu mai contează de unde. Înțelegi? Că la iese... Mă refer la sunetul din boxe, nu nici de cum la ce te gândești tu. Și atunci îți spun că e foarte mișto să-l auzi, să fii acolo. Sunetul X5-ului, de exemplu, pe care noi l-am avut, chiar dacă era cu un 3 litri diesel, da? Să zicem, nu era nimic wow sau super sportiv, vezi că sunetul mașinii era super mișto, sunetul motorului. Da? Eu pot să-ți povestesc, apropo de chestia asta, toată lumea zice că nu se aude, că e fake, că e... Da. Am avut o experiență pe circuit cu M-uri și ni s-a spus că erau mai două M4, ni s-a spus un M4 are evacuare în performance, un M4 nu are evacuare în performance. În performance e tuningul ăla de la BMW, de oficial, de fabrică. Discută oamenii de ce se pune sigla M pe toate așa, nu știu ce, pe o timpul se făcea asta, așa. Discutăm acum și de sigla M. Și apropo de percepții și chestii de genul ăsta. Ni s-a spus că una dintre mașini are evacuare în performance. Au ieșit ceartă, supărări între oameni și oameni cu experiență pe care o respect. Toți ziceau, asta are în performance. Ba nu, asta are în performance, am auzit-o eu. Toată lumea era convinsă, ajunsesem la concluzia că ambele mașini au în performance. N-avea niciuna. Am aflat după aia că a uitat să o instaleze în service. Pentru mine, concluzia din chestia asta a fost că percepția sau așteptările îți influențează ție percepția. Corect. S-a vorbit foarte mult la BMW că avem sunet fake generat din boxe, sau mie așa, către mine așa vine. Ok, și toată dar lumea, nu văd unde e problema. Toată lumea se așteaptă să audă sunetul ăla, nici mai știu, e adevărat, nu e adevărat, toți. Da. Asta e preocuparea numărul. Mie nu mi se pare atât de important. Dacă te simți bine în mașină... Da. E o chestie de asta, cum a apărut și cu partea cu Toyota Supra, da? Că e tot BMW. Putem să discutăm, da. Nu e panică. Știi că a fost o acțiune de rechemare Toyota Supra în serviciurile BMW. Câteva, da, să-i trag un punct de sudură, nu mai știu, o chestie de genul, dar știi că s-au dat cu ce mașină, mă? Toyota Supra versus ceva de 450 de cai și l-a bătut Supra, adică, nu știu, o chestie de asta, știi, care el avea doar, nu știu, un Jaguar, ceva, nu mai știu. În sfârșit, nici n-are importanță. Ideea este că ai văzut toți puriștii sau toți, nu știu, pasionații în sine de mașini și care cunosc, să zicem, motoare și motoare fiabile și de ce să-ți pui 2JZ și de ce să-ți iei RB și de ce Supra și de ce nu Skyline și așa mai departe, acuză toate lucrurile astea, că sunetul nu mai vine din motor și vine din boxe, că tipsurile sunt fake și că nu pe acolo iese fumul, că grilele din față de aerisire sunt fake și că nu intră aerul pe acolo, că, nu știu, diverse lucruri, că Toyota Supra are un motor împrumutat de la BMW, că Mercedes lucrează cu Renault, toată mașina, că Mercedes lucrează cu Renault și că bla 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 și că ridici un AMG pe elevator și sunt ștanțe Renault pe dedesubt și bla bla bla. Ok. Ce nu înțeleg oamenii ăștia este faptul că oamenii ăștia care comentează nu cumpăr. Înțelegi? Adică oamenii care comentează, puriștii, cunoscătorii și așa mai departe, ei nu vor da banii pe mașinile astea niciodată. Iar producătorii de mașini nu sunt interesați de ce spun ei. Adică nu contează, din punctul meu de vedere. N-am văzut niciodată în viața mea vreun producător de mașini să țină cont de părerile pasionaților și să facă lucrurile în direcția aia. Toată lumea... Te contrazic, Porsche a readus manual. Dar Porsche se... Da, nu. Okay. Da, manuala s-a vândut. Adică se vinde. Au o piață și Porsche 911 R-ul. Da, nu contest. E isterie, deci nu contest. Adică dar, pus pentru clienți. Deci nu contest. Dar nu, banii nu vin de acolo.
Banii nu vin de la pasionați. Vin de la Căieni și Macan și Paulumera. Da. Trageți ca un... Lasă-mă, știi pace. Cum a ajuns să prezinte Irinel cu mine la Sinaia? Făcând ce face acum. Și exact la Sinaia. Așa, hai că ați... Băi, tu poți să te auzi așa din... ca din WC. Da, te auzi un pic pe fundal că... Așa, uite. BMW s-a dus la Toyota pentru... Deci ne zice un băiat pentru? Că... BMW s-a dus la Toyota pentru collaborate. Collaborate, yes. Și toate astea BMW are, de fapt, logo-ul Toyota are part number de BMW pentru Supra. Da. Uite mă, că a intrat și Irinel. Deci de-abia de acum ești tu live, să știi. Live. Live. Cum? Oh, da. Bun. Unde? Unde am rămas? Audi, BMW și Mercedes ca aspect 2019, uite, cum cu... vi se par față de 2010-2015? Pot să răspund eu? Da, și eu de la aia cu Toyota. Tu la aia cu Toyota. Băi, la aia cu cum mi se par la fel toate și mi se pare greșit că un C-Class arată ca un S-Class. Știi că nemții... Mi se pare greșit, mie personal. Nemții au multe proverbe cu cârnat. Una dintre ele este că totul are un final, numai cârnatul două. Și a doua legată de mașini este că același cârnat mai multe dimensiuni. Corect. Și asta, primul care a avut titlul ăsta, recunosc, în anii 90, înainte de Bengal, a fost BMW. Că aveau același cârnat mai multe dimensiuni. Nu, unul care nu era, cum spui tu, pasionat, nu știa, asta e. Corect. Da, eu sunt și nu mai știu. Adică eu între A6-le 9 și A8-ul 9 nu mai fac diferență. Sau hai, modelul anterior. Poate acum le-au schimbat stopurile. Și unele s-așa și unele mai mult. Bine, nu, am zis că nu mai vorbesc rău de mult. 5, dar nu e de vorbit rău, e o discuție liberă. Adică și la BMW se mai întâmplă chestia asta. Peste și tot ce se e surprinzător este că lucrul ăsta nu se întâmplă din rațiuni de costuri. Să zici că au vrut să facă mașinile la fel, să împartă costurile. Nu. Eu cred, explicația mea este că suntem într-un moment în care nimeni nu mai vrea să-și asume riscuri. Nu, știm că A6-le s-a vândut bine, facem un A8 care seamănă cu A6, nu o să rupă gura târgului, dar nu o să fie niciun eșec. Nu riscăm să facem un design... Da, totuși scot modele noi la 4 ani. Da? La 4 ani deja? La 4 ani, nu la 4 ani? Care e comunicat că model nou. De obicei, ciclul de 6-7 ani. 6-7 ani. Înseamnă că mi se pare mie că e mai des. Uite, omul vrea răspuns cu sigla M. Povestește-ne cu sigla care M. Care e întrebarea? Deci, de ce se pune sigla M? Că se vinde. E simplu, gata, frate, ai răspuns. Există acum, există pachetele M de design, care la început s-au numit M tehnic, okay. Adică e cumva din trecut și aceste pachete M sunt în responsabilitatea aceeași companii, sunt dezvoltate de aceeași companie care face și modelele M, M GmbH, M SRL, GmbH-ul ăla e SRL. Okay. Există pachete M, există modele M. Pachetele M au două sigle M, stânga și dreapta. Alea le identifică pe lângă un design mai agresiv. Există modelele M Performance, care mai au o siglă M pe spate, în motorizare, M135i, de exemplu. Și există modelele M care au patru sigle, mai vine și sigla M în față pe grilă, în stânga față. Ăla e M curat. M curat. Ok. Deci sunt trei tipuri de M. Trei tipuri. Trei grile de pe mașina originală. Dacă deci sunt trei... trei... Diferă și aripile și... Ba da. Ba da, dar e vorba de unde apare logo M, pe M pachet, M performance și M. Îți zice Gabriel Bix că ar trebui să audă mai tare un pic. Dar, mai tare. Dă tu volumul, frate, n-ai volum la... Nu, el n-are el boxe cu amplificator, să dea mai tare. Să dea domnul să te vadă. Păi nu-l văd eu, cum să nu-l văd? Deci zic cu Toyota și cu colaborarea, că ai zis că vrei să răspunzi la întrebarea aia. S-a vorbit foarte mult că atunci când a început și cred că deja sunt 5 ani de zile de când a început colaborarea, mamă ce bine că au făcut colaborarea, că BMW avea nevoie de Toyota pentru hibride. S-a vorbit mult de chestia asta sau cine ce primește. Okay. Primul lucru care s-a primit a fost culmea de la Toyota. BMW a dat la Toyota motoare diesel o vreme. Acum cu toată agitația s-a oprit, au zis că nu mai e nevoie. După care au dezvoltat mașina asta, oficial împreună, Toyota Supra BMW Z4. Și următorul pas în care într-adevăr Toyota are cea mai multă experiență este pe tehnologia aia cu fuel cell, cu hidrogen. Și acolo să vedem ce urmează să se întâmple. Asta e, de fapt, colaborarea BMW cu Toyota. Astea trei lucruri. De ce au trecut pe seria 1 de la tracțiune spate la cea față? Pentru că mașina... sau...
exact ce spuneai tu cu puriști. BMW seria 1 din totdeauna a fost cea mai dinamică mașină între compactele astea, că asta este lucru mare la avantajul tracțiunii spate, că faci mașina greutatea echilibrată, de fapt, pentru că dacă ai tracțiune față, trebuie să ai greutatea pe față. Da. Știi cine între arme cine are greutatea pe față? Săgeata, de exemplu. De ce? Ca să fie stabilă, să meargă drept. Ăsta e un lucru pe care tu nu-l vrei la o mașină. Îți mai ai și curbe. Da. Și când ai distribuția 50-50, da, mașina schimbă foarte ușor direcția. Asta e marele secret al tracțiunii spate, până la urmă. Asta odată. Și doi, ai roțile de direcție. Acum pasionații știu mai bine. Da. BMW a mers pe chestia asta dintotdeauna. Acum toată lumea spunea BMW seria 1 este cea mai dinamică mașină din segment, dar noi vrem mașini practice. Din păcate, cumva asta cere piața. Când faci tracțiune spate, pierzi foarte mult din spațiu interior la mașină. Corect. Și lucrul ăsta nu se simte mult mai bine la o mașină compactă. Pe de altă parte, BMW Group, așa ne-a învățat pe noi la PR să zicem, BMW Group are experiență de 20 de ani să construiască mașini cu tracțiune față foarte mișto, Mini. Mini este recunoscut ca o mașină foarte mișto de condus. Ok, da, în spații mici. Au zis, am ajuns la o experiență cu platforma asta, cu tehnologia asta, încât putem să o punem și pe BMW să facem o mașină care rămâne foarte, foarte mișto de condus. Acum să vedem ce o să zică lumea când o să o conducă, dacă mai este cea mai mișto de condus mașină din segment. Dar are și spațiu acum. Are spațiu, da. Da, ce să zic, ce mașină aveți de zi cu zi, motoare, an și ce mașină ați vrea în afară de ce mașină, ce mașină ai, mă, de zi cu zi? Omul este reprezentantul motocicletelor de la BMW, ca să înțelegem, se vede aici. La cămașă, ca povestesc, avem și noi M, motocicletă. Da, mă, culmea, o motocicletă M, ești nebun. Da? Zi ce mașină ai. Deci ce mașină conduci? Asta, o simt ca pe un atac. Nu! Nu! Nu, frate, vor oamenii să știe. Am o Alfa Romeo 159, motor 1.9 diesel. Și unde e parcată? Încerc să-mi amintesc. Unde se aude o alarmă care moare așa, odată cu bateria. De câte ori ai schimbat turbina? În ultimul an? Sunt la a treia, nu în ultimul an, de când o am, în 2 ani. Dar așa, câte prietene ți-a adus? Ți-a adus prietene Alfa Romeo? N-am vrut să folosesc. Bun. Le putem considera turbine? Unde, așa rapid am fost. Legătura între seria 2 coupe și noul seria 2 Grand Coupe, în afară de denumire. Nu, seria 2, există seria 2 Grand Coupe? Da, s-a anunțat acum, sau de ok? Da. O să mă jure lumea. Nu e problemă. Există seria 2 Grand Coupe, da? Care este construit cumva de la seria 1. Acum lucrurile evoluează, dar s-a lansat seria 1 cu tracțiune față, este acest seria 2 Grand Coupe, un sedan coupe, un sedan cu un coupe cu 4 uși. Coupe. Da, cum e 4 Grand Coupe, 6 Grand Coupe, da. Este și acest 2 Grand Coupe. Asta e, nu trebuie să existe legătură între câte modele, frate. Da, da, exact. Da. Și 2-ul coupe e pe final de viață, 2-ul Grand Coupe tocmai s-a lansat pentru prima oară și este acest model cu tracțiune față ca seria 1. Pot cumpăra un pachet M original de la BMW? Eu cred că pot să cumpere, dacă are bani, poate să cumpere orice. Și fabrica. Dacă vrei. Aia discutăm. Da, dacă vrei și aia ai discutăm. Suficient de mulți bani, poți să cumperi și fabrica. Știi, da. Apropo de cumpărat fabrica, e povestea noastră, una dintre poveștile noastre preferate apropo de ce să cumperi la BMW. Fabrica. Fabrica. Am încercat. Este legenda aia, știi că urmează să se lanseze și filmul ăla cu Henry Ford, care s-a certat cu Enzo Ferrari, uh-huh. Henry Ford Jr. s-a certat cu Enzo Ferrari că n-a vrut să-i vândă Ferrari și a zis să fac o mașină să te bat. Uh-huh. După aia, lucru puțin de știut, nu s-au certat efectiv, au ajuns pe punctul de a semna și primul 2-3 zile înainte de a semna, Ford a aflat că de fapt Fiat cumpărase Ferrari, adică Enzo nu era fericit cu ce voia Ford. Și deși zicea da, o să semnăm, s-a dus și a bătut palma cu Fiat. Familia Anieli, cred. Asta este primul live în care Tomescu o să vorbească puțin. Da, eu vorbesc foarte așa. Puțin, încerc să mă abțin cu greu. Da. Bun.
Deci Ford a încercat să cumpere Ferrari, nu a ieșit, s-a supărat pe ei, i-a bătut la lemă. Și după aia a avut tot timpul căutarea asta, vrea o mașină, o marcă premium, o marcă valoroasă în portofoliul lui. Și a încercat să cumpere Porsche. Și Porsche i-a râs în nas, între timp ei băteau la lemă și a zis, păi noi vă batem oricum, ce nevoie avem de voi să ne cumpărați. Și ultima încercare a fost la BMW. Și pe vremea BMW este din 1959, apropo, se apropie să aniversăm 3000 de ani de BMW. 60 de ani. Da. De când BMW era să dea faliment, să fie cumpărat de Mercedes. 12-13 decembrie 1959. Ce era să se întâmple? Nici nu ți imaginezi. Și în momentul ăla Mercedes vărsat sticla, se spar sticlele de apă aici, ești nebun când aud de Mercedes. Când își face Irinelli de pe ăla Citroen. Omul are un serviciu și are nevoie de clienți. Bun, da, e corect. E normal. Așa. Bun. Și Ford între timp a fost refuzat și de Porsche. BMW se pusese de pe picioare după momentul de criză, când era în pragul falimentului sau să fie cumpărat de Mercedes. S-a dus la BMW să cumpere BMW-ul prin anii 70. Și pe vremea respectivă, familia care a salvat BMW-ul din ghearele nefaste Mercedes, familia Quandt, era reprezentată de o doamnă, doamna Quandt, văduvă, tocmai. Și s-a dus și a vorbit Henry Ford cu ea și a zis, doamna Quandt, dați-mi mie BMW. Și doamna Quandt i-a răspuns liniștită, Henry, dragă, ți-aș vinde BMW, dar ce fac cu bani? Corect. Și pentru că n-a primit un răspuns concludent, n-a vândut. Asta e problema. De-aia nu se vinde fabrica BMW. Dacă vă întrebați, vrea cineva să o cumpere. Da, n-ai ce să faci cu bani, corect. Da, mi se face... Este o întrebare foarte pertinentă. De ce nu vinzi? Ce să fac cu bani? Ce să fac cu ei? Să-i cheltui? Ce să mă aleg cu ei? Se alege praf. Ce să fac cu ei? Sau ții Alfa Romeo? Asta este unul dintre lucrurile mișto. Nu ți ajung banii dacă cât bagi în repa. Aoleu. Da, între cine? Ați văzut știrea după Times New Roman? Cu Alfa Romeo? Alfa Romeo și pe jos. Ați văzut știrea de pe Times New Roman? Că nu s-a semnat? Că li s-au stricat mașinile în drumul înspre. Da. O, Doamne. Deci, părere despre motoarele N47. Nu știu ce motor e ăsta. Bănuiesc că diesel 2 litri. Da? Este într-adevăr recunoscut că are probleme la distribuție. A avut probleme la distribuție. Ce pot să spun este că, într-adevăr, s-a vorbit foarte mult de chestia asta. Ce am observat este că dacă motoarele sunt întreținute corect, da, atunci problemele sunt foarte rare. Okay. Chiar am avut de curând, uneori mai ajung la mine și reclamațiile care sosesc pe pagina oficială BMW. Și a fost o reclamație de-astea foarte acidă. Cum e posibil? Mi s-a stricat motorul, mi-am cumpărat un seria 5. Am avut probleme foarte mari la motor, nu mai știu ce probleme am avut. Mașina are 250.000 de kilometri și mi s-a spus că nu a fost întreținută corect. Dar nu e problema mea, eu așa am cumpărat-o. Corect. Și au verificat băieții în istoricul de serviciu. Da. Lui se părea normal că și-au verificat în istoricul de serviciu. Mașina avea mai multe depășiri a schimbării uleiului, la 4.000, 6.000 de kilometri, încă o dată la 4.000, alea sunt momente în care motorul nu mai funcționează în parametri. Corect. Avem... Și, da, face uzuri. Da, asta cu, cum să spun eu, problemele motoarelor și problemele mașinilor în general, sunt pentru că nici oamenii nu fac întreținerea așa cum trebuie. Mașina, probabil, utilizatorii o consideră așa ca pe o chestie, bag cheia în contact și plec. Mai ajung pe la serviciu așa din când în când, dacă mă anunță ea, dacă mai prind un bec, în rest treaba mea este să mă urc în mașină și să plec. Lucru care este total greșit, pentru că un șofer are o responsabilitate foarte mare în momentul în care se urcă la volan și pe vremuri te învățau la școala de șoferi că trebuie să verifici roți, presiune, becuri, pornește, uiți, îți merg luminile, îți merge ștergătorul, îți merge ceața, îți merge dezaburirea, îți merge ventilația, îți merge, adică nu e atât de simplu înainte să pleci cu mașina. Ești responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru că dacă îți cade o roată, tu ești de vină. Nici de cum, așa am luat mașina la mecanic și e vina lui că nu mi-a strâns roțile. Dar oamenii trec peste etapele astea și ca să discutăm și de partea de M, da? Unde toată lumea reclama partea de cuzineți. Dom'le,
emurile astea pe 10, să schimb cu zineții, ce înseamnă asta, domnule, la 60.000 schimb cu zineții, schimb, ce înseamnă asta? Păi vă spun eu ce înseamnă. Înseamnă următorul lucru. Este un motor de curse, da? Derivat din motoarele de curse, care merge pe stradă, care motoarele de curse au ore de funcționare, nici de cum kilometri. Un motor de curse, oamenii care merg la curse știu că aceste motoare se revizionează în funcție de anumite ore de funcționare și anumite piese care se freacă acolo în motor trebuie schimbate după un timp de. Că așa e motorul, vrei să-l cumperi bine? Nu, du-te frate și azi de unde vrei. Când vine băiatul meu care are training și Adidas și ce vrei tu și s-a urcat în M6 și el merge și nu-l interesează, își bagă benzină și s-a stricat motorul, zice că e prost. Motorul. Dar de fapt nu e motorul prost. Bine, știi că se face prima revizie, la primul schimb de ulei la M? Nu știu, că n-am după avut. După 2000 de kilometri. Da, dar... Are alt regim de întreținere, nu ar trebui să schimbe foarte des. O să fie și pe YouTube, da. Poftim? Din clienții care cumpără un M, câți vin motorul? Ar trebui toți. Păi nu, stai puțin, nu, aici știi cum se întâmplă? Se întâmplă că cei care acuză lucrurile astea nu sunt proprietarul de nou al mașinii. Și poate proprietarul de nou al mașinii, când se duce și cumpără mașina, vânzătorul îi spune: bă, vezi că la 2000 trebuie să vii să faci schimbul de ulei, vezi că la 60.000 trebuie să schimbi cuzineții sau la 40.000 și la cât se schimbă, vezi că nu știu ce, poate îi spune. Eu dacă eram vânzător îi spuneam. Sunt mulți vânzători care poate nu o fac, că le e frică că pierd vânzarea, nu știu, habar n-am. Dar eu sunt ferm convins că un proprietar de M sau un om care se duce la BMW să-și cumpere un M nou, e puțin pasionat, poate și face și el un pic lecțiile, citește și el un pic, se informează, poate că ia și manualul de utilizare al mașinii și îl citește. O chestie bine, rar întâlnită la proprietarii de mașini noi, că sunt M sau orice ar fi. Sunt 60.000 de kilometri și 60.000 de kilometri. Adică dacă mai e și problema asta, eu cumpăr un M ca să merg tare cu ea. Corect. Și dacă merg în regim de cursă, ca să zic așa, cu o mașină, kilometrii aia sunt cu totul și cu totul. Ozura, da, componentele cu totul și cu totul alt. Se resimte de 3-4 ori mai mult, da, poate. Acum nu spun că e normal să se schimbe toate lucrurile, când dar am învățat că adevărul undeva la mijloc. Uneori sunt probleme de la producător, ca întotdeauna pe care producătorul și le asumă de cele mai multe ori. Nu cred că, adică sper să nu existe multe probleme de genul ăsta. Dar, adică nu vreau să zic acum că toți aia care au probleme sunt fraieri sau nenorociți că nu și-au întreținut bine mașina. Nu, Doamne ferește, nu. Eu consider că 80% din ei nu cunosc tot ceea ce trebuie să știe despre mașina respectivă. Acum la BMW, nu-mi place cum sună asta, dar... Zi așa la cum BMW, sună, da, la BMW. Acum la BMW, da. Avem o chestie foarte mișto. Mașina, asta se întâmplă de foarte mult, se numește Condition Based Service. Nu există intervale fixe de revizii, ci în funcție de cum utilizezi mașina. Pe de o parte există un algoritm, pe de altă parte există niște senzori care măsoară de la mașină. Nu există ceva standardizat. De la model la model, la mașină la mașină, există lucruri diferite. E, asta cumva crea poate confuzie la clienți, că nu știi, 15.000, 20.000 de kilometri schimb plăcuțele, 30.000, 5.000. Acum, pentru că toate mașinile au un SIM integrat, când se livrează mașina, mașinii se atribuie un servis și mașina anunță automat când trebuie să facă următoarea revizie. Da. Și anunță la servis și cel de la servis ar trebui să anunțe pe client, să-l sune pe client, vină la noi că am anunțat că trebuie să schimbăm ulei, trebuie să schimbăm plăcuța. Acum, mai nou, cu asta inteligent. Asta de vreo câțiva ani deja. Ceea ce e minunat pentru sănătatea mașinilor. Tuturor, să zicem. Și a mașinii, și a clientului, și a servisului, și a tuturor, da. Că... A, e greu să ții minte, să-ți notezi, să bă, stai, trebuie să mă duc să programez, să fac, să nu știu ce. O poveste despre M346 GTR. E vreo poveste despre mașina asta? Este primul... Tu dai singur? Ai mai multe conturi? Și am mai multe mâini. Cine a întrebat? Dan Ambruș. Nu știu. Nu știu. Apropo de puriști și blasfemii și uite ce a făcut BMW, rușine, când s-a lansat E92. Asta este, stai, E30, 36, 46, a patra generație de M, când s-a lansat prima dată M3 E92, okay. Era primul V8. V8. Și supărare mare, rupere de tradiții, noi suntem cu 6 în linie, ce înseamnă asta, ce ne-ați făcut? Ce deranj. Da, acum e o mașină căutată și respectată. Nu, nu se poate, nu, 6 în linie. Gunoi. Și amuzant este că existat și un V8 pe generația anterioară, dar într-o singură
configurați sau într-o versiune specială acest M4 GTR, care a fost făcut pentru cursele M3 GTR. Da. A fost făcut pentru cursele de anduranță și a câștigat, mașina era o bestie, a câștigat de două ori în configurația de curse, a câștigat de două ori cursa de 24 de ore de la Nürburgring și a câștigat și în American Le Mans Series. Tu crezi, nu? Nimeni, oricum, 2004-2005. Eu știu cum își documentează poveștile. Nimeni n-are cum să verifice că nu mai există 2004. Ai auzit de dark web pentru automobiliști, el e administrator. Nu, asta s-a nimerit să știu. Așa, zi frate. Asta s-a nimerit să știu. Uite, ne urmărește Toyota. Pe bune? Mihai Farmason este mare, este da, marketing la Toyota. Am mai greșit. Că a fost și la noi, de asta nu, asta acum e bine. Sunt un... da, normal, m-am bazat. Așa, frate, și a câștigat mașina... Adică aia a fost o mașină colosală și a fost un V8. Da. Înainte să apară V8-ul care se rupe de tradiție. Oamenii nu știau că a existat. Bine, și cred că ți-am zis, asta este o propagandă piaristică pe care sunt mândru, eu am inventat-o, apropo de tradiții. Mie mi se pare cel mai puternic lucru a unei companii auto să poată să se rupă de tradiții. Pentru că altfel nu poți să inovezi, nu poți să te schimbi, nu poți să... Corect. Și sunt niște exemple colosale în istoria mărcii BMW de câte ori s-au rupt de tradiții. Asta e exemplul meu preferat. BMW este o marcă care a început cu motoare de avion, a făcut după aia frâne de tren ca să supraviețuiască. Nu cred că s-a supra nimeni că s-au rupt de tradițiile de la motoare de la... Bine, aia era în anii 20. Da, pe vremea aia îți dai seama. După care a făcut motoare pentru de toate. Nu mai lucrează nici la Toyota, s-a terminat. Știu, la... eu știam, dar am crezut că nu e oficial. La Renault parcă e acum. Da, nu știu. Uite, jocul de Need for Speed, uite, de Need... Așa, ce a mai făcut BMW? Deci a făcut motoare de avion, frâne de tren. Asta în anii 1916. De acolo și emblema cu elicea de avion, nu? Gen culorile și așa, nu? E o chestie de propagandă, ca să zic tot de, așa. Tot vrăjeală, tot un șeremet pe vremuri a făcut 30, o șmecherie. Mai da, așa. Străbuc. De fapt, aia sunt culorile Bavariei. Da, ok. Și sunt, steagul Bavariei începe cu alb, dar n-aveau voie să folosească exact semnele Bavariei și le-au rotit și începe cu albastru. Dacă vrea cineva să știe exact. Așa, frâne de tren, după frâne de tren au făcut iarăși motoare și ce am descoperit de curând și mi se pare foarte tare, unele dintre motoare s-au folosit pe camioane, autobuze, inclusiv pe autobuzele Astra Arad din anii 20. Nu știu dacă mai există vreunul, dar apropo de ce a făcut BMW, există și autobuze cu motoare BMW, după care au zis băieții, stai că nu facem suficienți bani din vânzarea de motoare, să le punem pe ceva. Și au început să facă în 1923 în 1923 au început să facă motociclete și în 1928 au cumpărat fabrica... Aș fi putut spune că Șeremet e mai mare în grad decât Irinel aici la BMW, dar uite că lucrurile stau invers. Da, el a început. Eu mă consum mai mult. Ia zi-mă, ia dai-mă microfonul lui Irinel. Auzi, măi, ceva? Ia dai microfonul lui Irinel. Și a plâns o țară întreagă, s-a rupt tradiția Dacia cu claxonul pe maneta de semnalizare. Da, corect, corect. Exact, asta e chestia, știi? Da. Cum e scandalul cu mașini, Defender acum mai mare. Mașini, după al doilea război mondial au pierdut fabrica, fabrica de mașini care era în Germania de Est, unde s-a făcut Warburg după aia și au început cu oale și crătiți. Am văzut oale BMW. Am văzut pe Facebook acum două zile ceva, o glumă. Oale și crătiți BMW? Da, mașina jur, ta e ca oală. Jur, nu știi că am văzut cu un GIF cu ceva cu oale cu BMW. Da, jur. E pe bune. Deci da, există oale și sunt BMW-ul oalelor. L-am văzut una, e chiar pe bune, chiar foarte mișto. După care au făcut mașini de lux, care a fost un eșec total și acolo e poveste foarte mișto. După care au cumpărat licența de Isetta, care este un producător italian, făcea frigidere și scutere și s-a gândit... De unde și forma și designul și aspectul de frigider. Și abia în final, prin anii 60, s-a așezat pe gama actuală de model. Adică e o mașină, un brand care a schimbat de multe ori marcazul. Când au creat M, englezoi aroganți râdeau de BMW, și că ce e asta, mă, mașină cu nume de autostradă. Știi? M1, M5, nu o să facă nimic mașina asta. Și uite că toți au început să facă după aia sedanuri sport, ultra sportive.
Cu SUV-uri la fel, cu X6 nu mai spun, cred că... X5-ul, cred, nu, Meleu a fost primul? Meleu a fost primul, după aia a venit X6. Simite din reviste, aveam Autopro și cred că le mai am acasă. Dar când s-a făcut X6, s-au făcut iarăși... Da. Supărări. Da. Mamă, ce urâțenie, da. Seamănă cu Sanion Grodius. Mie și acum mi se pare urâtă, dar e părerea mea, nu trebuie să... Adică, da. Cu iurile la fel, ce e asta? Ce sunt astea? BMW face 6 linii, cum să puneți electrice? Și acum lumea se plânge că n-avem suficiente electrice în gamă. Da, oamenilor nu trebuie să le... O chestie că zice Alex de Oale, ziceai tu că ai văzut Oale. Da. Ettore Bugatti a proiectat instrumente medicale. Există un muzeu. S-a gândit el, nu să facă bani. Stai, a fost mai inteligent un pic decât ăștia cu oalele. Adică nu e... Cred că toate companiile în anumite perioade aveau flexibilitatea de a-și modifica un pic concepția radical și de a trece dintr-o industrie în alta. Ettore Bugatti avea 6 mașini electrice cu care se plimba prin fabrica din Mulhouse. De... Da. Și se putea. Cu toate astea... Mulhouse. Fabrica din Mulhouse. Da, exact. Mergem mai departe. Caracas. Elveți. Mulhouse, Elveți. Mercedes C180 etc. care este echipat de origine Renault, nu înțeleg. Da, așa de T1, nu știu ce, ulei, motor am sigla Castrol. Dacă mă duc la reprezentanța BMW, îmi zic că Long Life 04 este mai ok. Și care ulei este mai bun? Pe motor am sigla Castrol. Dacă mă duc la reprezentanța BMW, îmi zic că Long Life. Long Life e o marcă de ulei sau ce? BMW a lucrat, a colaborat o vreme cu Castrol și acum numai... la Shell. Și de-aia s-a schimbat sigla și acum noi suntem hotărâți că cel e mai bun. Da. Nu era o chestie cu motoarele care erau concepute cu un anumit tip de ulei și un anumit tren că se făceau, adică ele erau testate cu un anumit ulei și de-aia producătorul recomanda acel ulei. Băi, nu văd toate nu comentariile ăștia, râd aici fără nu, mine, să știu. Așa am auzit o chestie, că fiecare motor este proiectat pe un anumit tip de ulei. De un anumit, făcut de un anumit brand, gen, cum era ca să... Nu mă, asta e o tâmpenie. E un mit. Da, e un mit. Nu, n-are nicio legătură. E, acolo apare Castrol că au dat niște bani. Și au zis, băi frate, uite, fii, îți dau niște bani, înțelegi? Și aici pe motor... Știi că se vede pe ecranul? Da, și aici pe motor punem cu Castrol. De ce? Că, spune de ce, tu peste 5 ani o să semnezi cu Shell. Dar omul ia mașina și capacul ăla rămâne cu Castrol acolo și el toată viața bagă Castrol și mie cu câți bani vrei? 17 miliarde de euro. Ia. Și gata. Și asta e. Da, eu așa că asta eu e. Eu pot să, uite, o să fiu diplomat și o să zic că e exact invers. Ești nebun, pe mine nu plătește nimeni să zic ce zic. Exact invers. Eu cred că producătorii știu foarte bine ce ulei erau nevoie pentru mașinile lor și pot să-i spună producătorului de ulei, vreau să-mi faci exact uleiul ăsta. Da, care să 100%, fie... da. Și da. Asta, cumva da. Asta e în spate. Eu am vorbit și probabil că în timp, dacă parteneriatul se dezvoltă, cu siguranță noul producător poate să dezvolte uleiuri mai bune. Cred că am găsit o explicație chiar. Pare inteligentă. Pare, da, inteligentă, da. Sunt surprins de mine. Mă pricep. Băi, sincer, eu nu cred că sunt... Apare un comunicat de presă. Eu nu cred că mai sunt diferențe atât de mari acum între uleiuri. Adică chiar nu cred că se mai face diferența la cer, la pământ, că folosesc Castrol, Motul sau Shell sau Liqui Moly sau mai știu. Adică nu cred că face, poate la un V10, poate la un V10, poate la un V10 să facă diferența, poate. Nu știu, în regim de cursă și așa mai departe, dar pentru mașinile normale pe care noi le folosim zi de zi în oraș, așa, nu cred că mai face diferență. Pe chestii de-astea mai tehnice îi las pe cercetătorii britanici să exprime. Ăștia întotdeauna, da, ăștia întotdeauna cercetează ei și știu ei tot dar, ce trebuie și cum trebuie, da. Ce am descoperit și mă fascinează apropo de și de cât de bine merge mașina și ce vrea mașina de la noi și ce vrem noi de la mașină, mie asta îmi place să spun cu mare convingere, mașina este în momentul de față cel mai complex produs de masă din lume. Corect. Și e complex ca, nu știu, racheta care a ajuns pe lună are mai puțin electronică 60, decât Phaetonul care a apărut acum 10 ani. E o flașnetă pe... Da. Și nu vorbesc numai de electronică. Dacă... Nici nu vreau să știu ce se întâmplă acum cu cei mașini astea. Dar sunt niște... Dacă stai să te gândești câte lucruri trebuie să îndeplinească mașina, o mașină modernă, pe lângă chestia asta că trebuie, vreau să fie confortabilă, fiabilă, să consume... Să am nu știu câtă putere, să consume puțin, să fie stabilă și așa și așa. Vrutul e liber, poți să vrei. Bine! E greu.
gândește-te dacă e o mașină de acum, că vorbeam cât de la început că m-am intimidat și nu el nu se pune. M-am intimidat și cu sistemele de asistență, câte lucruri știe să facă mașina acum pentru mine. Și cât făceau, ce făceau mașina de acum 20 de ani, nu mai au legătură una cu alta. Păi ce vei, aveai ABS. Dacă. Maxim. ABS scria și pe spate la unele linii, ABS, da. Avea ABS și atât. E, asta era. Cum ar fi pe o mașină modernă să apară pe spate acolo, știi, tot. TDC plus, BBC, MMU, MMI, BBU, BBM, NNU, cu injecții. Da. La sfârșit, cu injecții. Și i-roșu. Da, ultima... Este adevărat, ce? Se vehiculează ideea că BMW ar dori să scoată o super sportivă concurentă pentru Audi E8. Ce-a făcut, mă? S-a dus. Adi Panciu, să-i dai drumul repede ca să vină la bere mai repede. Atât, da, frate, putut. Terminăm în 2 minute. Cu sportiva nu există, nu există în momentul de față, nu există, există suspiciuni, ca să zic așa, există zvonuri foarte multe, se zvonește de foarte multă vreme super că sportivă să fie concurentă cu E8 și merge să ai în GTR. Adică, un fel de M1 tata lor. Adică M8 nu e bun? Nu face treabă? M8-ul e în continuare un grand tourer, nu e corect. Un super, okay. O mașină de asta de circuit, deși cumva e o mașină specială când s-a lansat ca mașină de curse. Nu știu cât de mașini au făcut asta în ultima vreme sau în istorie. Stai, mă, ăștia la curse când merge un E8 și vine și BMW, BMW cu cine vine? Cu M8-ul. Cu M8, nu? Da. Nu prea a câștigat. Nu s-au strădit. Dumnezeu n-a fost BMW sau cum era. Nu, băieții nu și-a dorit victoria. Aia și-au dorit mai mult victoria. Dar dacă dădeam gol, vorba aia. Se vorbește de un posibil supercar BMW, rămâne de văzut. E foarte posibil ca acel posibil supercar BMW să fie hibrid, pentru că s-a prezentat un concept car hibrid care să ilustreze abordarea BMW în direcția asta, care aduce cumva aminte de i8, M1, ăla, tata lor de acum 40 de ani. Sper că ar fi frumos așa pentru... niciunul dintre noi nu o să-și permită să cumpere... Dar putem să plimbăm cu ea măcar un pic. Da. Mă, ne bucurăm și noi un pic. Și noi să o configurăm. Da, așa făceam și eu. Salut! Cum putem verifica dacă mașina pe care o avem are vreo rechemare în service? Mulțumim! Cine a întrebat? Cătălin, mulțumim că există acum pe site-ul BMW România... Băieții ăștia stau la birou ca să vă dea vreo comentarii. Asta e o chestie chiar foarte mișto pe care au făcut-o colegii mei de la After Sales, tocmai pentru că sunt mulți care au mașini second hand luate de undeva și noi nu putem să-i anunțăm că sunt acțiuni de rechemare dacă e cazul. Există pe site-ul BMW un formular în secțiunea de ceva de... într-o secțiune există un formular, trebuie să caute. Există un formular în care tu poți să primești informarea dacă sau nu ai acțiuni tehnice cu mașina ta, doar atât. Dacă vrei detalii, trebuie să te duci la dealer și îți se spune ce trebuie să facă pe mașina ta. Și pentru cei care și-au mașina din Germania? Și pentru, e același lucru, da. Tocmai pentru cei care și-au mașina din Germania e făcută chestia asta. Ca să... și noi ne dorim să aibă mașina pusă la punct, să nu se întâmple vreo nenorocire la un moment dat. Garanția e valabilă chiar dacă mașina e cumpărată de oriunde, nu? Da. Deci, bine, dacă mașina încă mai este în garanție, nu are nicio legătură. Da, garanția este. Până la urmă, acțiunea de rechemare se face și la mașini. Da, dar probabil că, na. Se Da, Alpina, nu știu ce discutăm oamenii de Alpina acolo, n-am văzut. Da, e tuner și mai fac și vin bun. Da, știi că Alpina nu e tuner. Alpina are statut de producător de automobile. Adică e cum au reinventat roata la Abarth, nu? Da, Abarth s-a transformat într-un tuner de mare. Cum era Abarth? E nu producător? E? Da. Ca și Cupra. Da. Voi nu știți, e un băiat care a inventat ceva. Vă povestesc eu. E un băiat la marketing care a inventat ceva, s-a angajat la Fiat. Și a zis, băi, ce ziceți, mă, dacă facem din Abarth marcă proprie? Cum adică, domne? Cum adică, domne? Adică... Adică să fie Abarth 500, să nu mai fie Fiat 500 Abarth, să fie Abarth 500. Eu nu văd șmecheria și nu înțeleg avantajul, dar asta au făcut.
Și acum Abarth este o marcă care produce mașini. Cum s-a întâmplat și cu fostul vostru coleg farmason, băiatul ăsta de la Fiat a plecat, să zicem, n-a fost dat afară, a plecat și s-a angajat la Seat. Și, la și Seat acum la Seat, ce crezi? Am o idee super tare, nu vreți să se numească wow. Cupra să fie marcă proprie? Ba da, și acum Cupra e marcă proprie. Bine, asta s-a da. Întâmplat cu și M, la Citroen s-a întâmplat cu DS, că ziceam mai. Asta s-a întâmplat și cu AMG, cu M, AMG era... Tunerul da. Oficial, ca să zicem. Era un tuner. Era un tuner. Da, era un tuner. Corect. Era, și cu da. Și Mitsubishi Galant au avut... Da, probabil, da. Au avut, da, au avut Mitsubishi mașini, da. Elegant. Da, da. Ce? Mitsubishi Elegant. Nu, nu, nu. Da. Galant, Starliner. Da, știu, au fost niște mașini cu motoare de AMG, da. Mini are John Cooper Works, era companie privată, au cumpărat John Cooper Works, da. Tuner ca și AMG. Da, una este brand, una e producător de automobile. Asta e chiar sunt Alpina, e chiar și face mașini, adică uneori. Băi, hai să nu mai ținem cu băieții ăștia ai voștri la birou aici că dau. Cum funcționează și cât costă Connected Drive în România? Zile, băi, puteți plecați acasă. Băi. E ok, sunt suficient de întrebare. Nici eu nu știu despre ce vorbesc cu oamenii ăștia. Connected Drive, adică eu nu știu pentru că nu mă pasionează chestia asta cu tehnologia este... absolut deloc. Mie îmi plac butoanele. Connected Drive este de fapt un pachet de servicii și uneori BMW nu este foarte creativ în denumire. Eu am mai zis aia cu Ion Ion Țiriac. Da. Nu mai da, zic că nu e frumos. Răsuflată. Da. O să apară în materialul următor, încă oamenii nu știu. Oamenii nu știu gluma, așteptați gluma în materialul de la Stax. Așa. Așa. Da, da, glumă din viitor, da, o să fie o glumă bună la Stax. Și materialul ăla zicem că trebuie să facem materialul ăsta. Cred, cred, e posibil. Dar acum foarte serios, Connect. Da, nu e panică, îl postezi și tu pe YouTube, deci după ce postezi. Avem călătorie în timp. Da, așa. Facem tot felul de nebuni. Așa. Bun, Connected Drive ăsta. Este o denumire umbrelă pentru tehnologii, care de asta de s-a spus foarte științific la BMW conectează omul de mediu și mașină. Okay. De la head-up display la SIM integrate mașină și aplicații și așa mai okay. departe. În același timp Connected Drive se numește specific un pachet de servicii care funcționează pe baza SIM-ului din mașină. Okay. Aplicație, BMW Remote, toate funcțiile astea. Mm-hmm. Funcțiile astea sunt disponibile în Europa de foarte multă vreme. În momentul de față încep să fie introduse și în România. Încep să fie introduse pentru că avem deja real-time traffic information, okay. cu informații de trafic, avem partea asta de remote cu aplicația, avem câteva lucruri, dar nu avem pe toate. Și ce lipsește este... și asta urmează să se integrează, dar se integrează greu. Suntem companie de mașini, încă suntem companie de mașini, nu companie IT, cum a anunțat CEO-ul nostru că vrem să ne transformăm. A discutat asta, nu mai sunt, apropo de complexitatea mașinii. Da. Și urmează să existe acest store în care eu pot să-mi activez, dezactivez funcții pe mașină. Poate mi-am cumpărat mașina fără, nu știu, fără... Ceva, lane assist? Nu merge, trebuie să aibă camere. Da, sunt lucruri. Nu. Sunt lucruri, nu, sunt lucruri care pot fi activate. Nu. Vreau să-mi activez pielea pe mașină. Da. Facem. Desfătă la noapte. Sunt lucruri. Sunt lucruri pe care oamenii le făceau înainte din tester. Da? Nu știu, îți dau un exemplu. Follow me home. Nu avea activat, mașina nu avea funcția asta, dar puteai să o activezi dintr-un tester, că știai tu că erai deștept. Acum BMW s-a gândit că face niște bani. Acum sunt o groază de funcții integrate pe funcții conectate cu chestia asta de remote și probabil că de acolo o să vină cele mai multe lucruri. Dar cumva este o tendință, lumea se uită natural la alte industrie, știi? Și telefonul a devenit suport pentru aplicații. Eu nu știu ce procesor am pe telefonul meu, cât RAM, nici mă interesează, da? Sincer. Mai important e ce am pe aplicații. Oamenii din industria auto se gândesc că și generațiile se schimbă și puștanii care acum cresc cu telefoane o să folosească mașinile ca pe niște telefoane, se gândesc că și telefoanele, există posibilitatea asta, sper să cel care mă întreabă de E36 să nu se sperie sau să se supere pe mine, dar există și gândirea asta că în viitor mașinile se pot transforma într-un suport de aplicații. Da. Pot să instalez next level de condus autonom din software, că o să am toți senzorii. Pot să-mi instalez niște funcții de astea de comunicare mai avansat. Upgrade-uri. Da, poate să scot upgrade-uri pur și simplu la sisteme. La Tesla,
Este prin fabrică? În teorie, da. Există niște update-uri de software. Acum și BMW are aceste update-uri de software. O parte din ele se fac remote, direct pe mașină. Asta e bine că și niște bug-uri care pot apărea, pentru că nivelul de complexitate al software-ului este foarte mare. Acum nu... E ca la, nu știu, ca la un sistem de operare. Sau la, uite, la iOS s-a lansat 13, au apărut deja update-urile imediat după ce s-a lansat. Nu că oamenii sunt proști și nu știu să facă sisteme de operare, dar nivelul de complexitate e așa de mare că nu mai am cum să acopăr, să testez tot ce se întâmplă. După ce vă face IT, vă externalizează la indieni. Bă, indieni? Yes, my name is Tali. Yes, sir, yes. Stai, ții oameni, aveți vreun post liber pe acolo? Mă bate un gând. Da, nu știu ce să zic. Poți depui CV-ul la resurse umane. La intrare. Ne poți spune o mică istorioară despre M7 Gold Fish. De 16. Da. Aia... Mică istorioară. Mică. 2-3 minute. A existat... Asta e un lucru frumos la BMW. Sunt băieți cu mult timp liber. Asta e un lucru frumos la BMW. Da. Care încearcă tot felul de proiecte. Chiar mă, iarnă, de ce nu vă dau afară pe voi? Pentru că e frig. Corect. Nu m-am gândit. Dar aveți costume de alea cu încălzire. A existat un... sunt ingineri care au tot felul de viziune. Asta e un lucru frumos și încă și le mai pot exprima. Și au zis, hai să vedem ce s-ar întâmpla să punem un V16 pe seria 7. Și nu mai știu pe ce generație au pus. Pe o generație de seria 7 au pus un V16. O seria 7 mai vechi. Partea tare a fost că motorul era atât de mare că radiatoarele nu mai încăpeau în față și l-au pus în portbagaj și mașina era ușor de cunoscut, care are niște vazări mari pe aripi, ale erau prizele de aer pentru răcirea radiatorilor din portbagaj. N-a meritat. Și V10-le a fost tot așa. Eu ăștia la BMW cred că au așa, cred că se îmbată ăla de acolo de la fabrică, șef. E un șef care are un birou sus, știi? Și vede toată fabrica. Și când e ziua lui se îmbată, înțelegi? Și se îmbată și zice, băi, astăzi, că sunt beat mort, faceți ce vreți voi. Și au pus V10 pe M6 și pe M5. Ce zic? Au luat din Formula 1 și au zis, hai mă, să-l băgăm aici. Și l-au băgat acolo. Apropo de beție și mașini și cum a apărut, știi cu primul Touring pe seria 3? Nu. E30. Legenda este și l-au scos la lumină și pe inginerul, care, mecanicul sau ce a fost băiatul ăla care a făcut mașina asta. Era un nenea care vrea să transporte mai mult cu seria 3. Și s-a gândit, el a luat la ciocan și a făcut el caroseria break pe seria 3. Și a făcut-o astfel încât în portbagaj să intre lada de bere. Și avea stopurile și între stopuri deschiderea era fix să intre o ladă de bere. Mașina foarte nici măcar nemțește, bavaricește construită. Uite, E30 Touring, vezi, ne povestește. Da. Pe E32 spun băieții că s-a făcut pe E32. E32, da. S-a făcut experimentul. Și, el a făcut și a făcut mașina asta, se plimba cu ea prin curtea fabricii, spune legenda. Max Ripstock îl cheamă pe inginer, pot să spun orice nume, că nimeni nu știe Max nimeni. Ripstock. Așa? Da. Și l-au văzut oamenii în curtea fabricii și au zis, stați, bă, că e bună ideea asta, ia vină cu aici. Și așa a apărut primul Touring. Ciucaș Edition. Salut, se poate face update la sistemul de navigație a mașinii în cazul în care acesta este cumpărată din altă țară? Întreb pentru că, nu are hărțile pentru România. Model BMW 90-2010. Păi cred că nu există, nu? Hărțile. Există hărți. Există hărți de România? Dar, da, există, se poate face. Da. Dar mi-e surprinzător că nu există România. Adică, da, încă se mai... Nu știu când s-a oprit pe... Mă, așa erau și la Volkswagen pe vremuri. Exista Europa de vest și Europa de est. O gaură neagră. Îți alegei ce vrei, cu ce vrei să vină mașina. Nu, există gen și e ok. CD-ul, DVD-ul. Acum se face update online și îți pui ce hărți vrei, cum vrei și așa mai departe. Există, se poate duce la un service, autori, un dealer și... Din cauza stopului nu poți utiliza portbagajul ăla, nu știu. M3 e 92 pica. Să auzim ceva și despre E31. De ce? Opa, domnul Cedric, dar grilele alea mari au apărut din cauza încălzirii globale? Nu, nu au apărut din cauza încălzirii globale. Avea o criză de identitate.
da, nu se regăseau. Da, 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 da. Înainte să răspund, uite, mai e întrebare, da, așa, da, îi dau mai sus, da. M3 E92 pickup. Ai altă demență BMW, dovadă că e mașină făcută de ingineri. Aia a fost pe călările de 1 aprilie. Da, deci au făcut o mașină ca să fac, bă, se... când ai o fabrică, băi, când ai o fabrică la dispoziție, de ce nu? Iar s-a îmbătat ăla și a zis: "Băi, azi e 1 aprilie, ce mai faci? Faceți un break." Iar mașina este colosală, este și oamenii încă o așteaptă să se lanseze pe piață. Dar ar fi fost ceva genial. Și există, și e funcțional. Dar ce nu fac, mă, 200-300 de bucăți? Le e greu. Îi doare mâna, matrițe, eu cred acolo, că sunt probleme complicat, de, e complicat acum de omologare, de siguranță, de chestii de genul ăsta. Da, e posibil să coste problem mai mult decât rentează. Iar cu grilele, da, știi că am văzut interviul ăla cu Chris Bengel. Apropo, sunt mare fan Chris Bengel, dacă zice cineva ceva și vă spun... Nu ziceți de Chris Bengel că nu mai apare la start, omul nu mai vine, se supără. Zi. Există în lumea asta corporatistă și oamenii care sunt corporatiști știe. Nu știu, nu contează. Există două tipuri de manageri. What? Cine e Chris? Băi, încetați-mă cu râs. Eu un băiat, nu știu. Eu un băiat, mă, nu-l cunosc. E băiat bun. N-are gym. A fost designer la BMW multă vreme. Există în lumea corporatistă două tipuri de manageri. Este genul ăla care... vreau să salut pe cineva, dar nu pot, că vreau să mai lucrez aici. Este genul ăla care, dacă este ceva bine, este meritul lui în echipă. Dacă e normal. Că el te-a coordonat să faci ceva dacă bine. E coordonator. Și dacă e ceva prost, este greșeala ta, pentru că tu nu ești atent la ceea ce faci pentru el. La ce te-a coordonat el. Chris Bengel era invers. Adică dacă se întâmpla ceva bine, el își scotea echipa de designer în față. Dacă se întâmpla ceva prost, era și asuma el problema. Și a existat acel seria 7 care se spune Bengel Bat, care avea o cocoașă. Ce? Da, știi de Bengel Bat? Nu. Exista acel seria 7 urât de toată lumea, care a fost cel mai bine vândut seria 7 din istorie. Primul seria 7 urât, ca să zicem așa, care nu? Primul care a trecut de la convențional la avangardist. Da, corect, ok. A existat acel seria 7, toată lumea a zis că este Bengel Bat, pentru că a zis Chris Bengel, este problema mea. Eu sunt șeful de design, este problema mea. Când a plecat Chris Bengel de la BMW, toată lumea a sărit în sus. Yes, am scăpat de ăsta care a făcut săptarul ăla urât. Da, corect. Și în locul lui a venit Adrian Van Hooydonk, care tocmai el desenase Bengel Bat. Dar omul omul era atât de fair sau atât de mișto ca manager. Asta este unul dintre motivele pentru care eu îl respect foarte mult pe omul ăsta și încă mai apare la salon pe la BMW, la saloane pe la BMW, standul BMW și toată lumea se duce la el ca la un bunicuț sau ca la domnul diriginte mișto din liceu și îl salută și îl iubesc tocmai că a fost omul ăsta foarte mișto. Dar apropo, asta a fost paranteza foarte scurtă despre Chris Bengel. Chris Bengel l-a fost prins de un ziarist la un salon, știi, interviu, și a spus o chestie care mi-a plăcut foarte mult, că toți designerii acum spun: eu nu mai pot să intervin asupra mărcii, că nu e marca mea, nu pot eu să ating heritage-ul, tradiția asta puternică. Și a zis: nu, rahat! Tu ești marca, ce vrei, tu ești responsabil pentru... Fă-ți de cap! Tu trebuie să faci. Fă Toyota sub... Și... Îmi bată de cola de sus și faceți ceva mișto! Dați frâul liber! Și asta este lucru... Asta este un lucru care cred că a lipsit BMW în ultima vreme. A fost prea conservator. Au zis: băi, nu vrem să intrăm foarte mult în marca asta. Și există, apropo de grila prea mare, la seria 4 acum e grila prea mare, există discuția asta. Am văzut niște rendere a seria 4 concept ăla cu grila mare, cu grila normală. Pare o mașină veche deja. Cred. Și asta e mișto. Iar al doilea lucru foarte important, cred că am mai discutat asta, BMW este o marcă care nu arată bine în poze. Eu mi-asum chestia asta. Dar, băi, mă uit în pozele astea și... Dacă nu le face Dobrescu. Da. Da? Uite, oamenii zic că există un E34 coupe în România. Ce există? Un E34 coupe. Făcut coupe. Poți să vă povestesc și despre asta, niște chestii. Da, nu știu, eu nu știu. Ce vreau să zic de treaba asta, Z4 când s-a lansat, toată lumea a zis că e urâtă mașina, că seamănă cu Fiat la 124 Spider. Acum nu mai are plus. Când oamenii au văzut mașina pe stradă și au schimbat părerea. Eu cred că atunci când se discută despre design, trebuie să vezi mașina live. Foarte. Ok,
e bine să dai bine în poze, ca din poze vinzi la început. Corect. BMW nu reușește chestia asta, se pare. Trebuie să le iau Ciprian Mihai și pe Dobrescu să facă o echipă frumoasă, să și facă și niște, niște cel mai reușit M de până acum, da. M1. Și... cel mai reușit M. M1. M1? Da. L-am condus. Dacă vreți vă povestesc cum a fost. Trend la toate brandurile am văzut. Chiar azi am dat o poză cu un AMG, nu știu de care. Eu cred că mai e care tot așa are grila cât tot. Da, ăla, Jeep-ul ăla, da. Eu cred că mai e o explicație tehnică în spate, apropo de creșterea în dimensiune, pentru că încălzirea globală. Da. Dar e invers, de la grile se încălzește. Mi-a explicat un inginer foarte mișto, gândește-te așa. Pe M5 Competition, care are 625 de cai, nu știu câți kilowați înseamnă, 400. 625 de cai? Da. Ori 1,36, habar nu. Nu, împărțit la... A, 625 de cai, da. Nu știu, 400, hai să zice, da. 400, 380, 400, rahat. Și a zis așa, gândește-te, motorul pe benzină are o eficiență de 30 și ceva la sută. Cât produce putere, produce căldură. În regim maxim, produce vreo 400 de kilowați de căldură. Ca să încălzești o casă modernă, îți trebuie 5 kW. Deci mașina aia din motorul ăla produce căldură să încălzească 80 de case, un sătuc din motorul ăla. Trebuie să și răcești. Când l-am prins o singură dată, am stat și eu de vorbă cu un inginer în liniște, cum ai vorbit tu sau cum vorbesc eu, ăla mi-a vorbit mai de răcirea motorului. Aia e lucrul cel mai dureros și de care era cel mai mânt. Problema la mașini moderne nu mai să-ți dau putere, ci să-ți răcesc mașina. Și la electrice e problema aia, dar din altă parte. Bateriile. Și cablurile se încălzesc. Și transformatoarele de pe mașină și o groază de chestii. Da, mașina mea pornește aerul condiționat singură, stă la încărcat. Da. Și eu da, răcirea, această grilă mare vine și pentru că trebuie să răcesc mașina. E un brand de mașini care se încarcă mașina de la. Da, posibil. Discuția asta, hater, jeepari, nu-i bag în seamă, îi las în noroi, nu-i panică. Da, discuția asta cu răcirea mașinii și cu puterea și așa a plecat de la Bugatti. Bugatti, când au făcut mașina aia de 1000 de cai, au fost primii care au ridicat problema asta cu răcitul și au zis, băi, păi noi consumăm 400 de cai, nu mai să răcim mașina, sunteți nebun la cap, că mașina asta producea 1500 de cai dacă era, dar avem nevoie de atâția cai, cum am explicat ei, știi, ca să înțeleagă poporul, doar să o răcim. Adică e o problemă și probabil că îți dai seama ceartă acolo la masă, la ședință, știi, când ăla vine și zice, am făcut asta. Și ăla zice, tata, nu mă răcesc, fă niște grile mai mari. Păi nu pot, că ăsta e designul. Păi tata, eu nu mă răcesc. E haos. Uite, altă, da. Dacă se poate. Te rog. Altă întrebare care îmi place în afară de șeremăi trămăi la case, la mașini. Da, așa? Z1? Z1. Știi de cum, de ce se numește? Ușile alea care coboară așa? Se numește Z-urile Z? Nu. De ce? 85-ish, 80 și ceva. BMW a zis, băi, vreau să fac o companie de tehnologie care să dezvolte tehnologii independentă de ce fac eu, ca să aibă oameni libertate foarte mare. Și această companie de tehnologii dezvoltă concept car-uri care au indicativul Z. Z de la Zukunft, că Z în germană se știe, Z, nu sunt prost, mă pricep. Z de la Zukunft, care înseamnă viitor. Și asta, mașina asta, primul lor concept car a fost Z1. Okay. Și s-au jucat cu foarte multe idei. Una dintre idei a fost cu ușile, pe care l-au omologat până la urmă pe stradă, să poți să merg cu Z1 cu ușile deschise. Z1 este o mașină, pentru cei care nu știu, Dobrescu. Da, Dobrescu nu știu. Să retrag ușile în podea. Noi am condus. Na! Ia-ți-o pe asta. Da, cred că... Ne țineam de mână. Da. Așa. Și au experimentat mai multe chestii. Mașina aia n-a fost neapărat... A fost un concept car să-i testeze mai multe idei, a fost primit atât de bine încât au băgat-o în producție. Ușile alea sunt opacoste, pentru că atunci când se retrag, există un sistem de perii să nu se retragă cu mizerie și alea, perile alea zgârie mașina non-stop. Ușile. Ușile. Pe de altă parte, o altă idee pe care a testat-o Z1 și mi se pare foarte mișto, panourile sunt din plastic de caroserie. Okay. Și ideea lor era, frate, cum ai, înainte să existe fața de telefon, i-a existat Z1. Da. Să-ți schimbi panourile de la uși. Ei ziceau că se face în vreo 2 ore, probabil că se realiza în 12, de fapt. No. Un fel de Ikea al caroseriilor. Da. Bun. Apropo de Z1. Mașina... Da. Schimbai doar culoarea, nu și forma. Da.
Dar se ajunge așa acolo. Mașina este lotul la ușor, ușor, da, și lotul la și nou tot tagne și da, la pilă. Și e iarăși un lucru pe care eu cu Inel știm că avem un trecut. Hai să nu mai spun, să nu mai spun chiar tot. Mai există, cred că mai există mai multe mașini, dar de una mai știu sigur care are ușile care se retrag în aripa din față. Asta a fost o mașină americană prin anii 50, Kaiser Darling. De mașini sunt în lumea asta, ești nebun cu ușile în toate felurile. Mașini de serie, nu da, avion, serie, da. Nu știu, un prinț arab a avut timp liber și mulți bani și și-a făcut el ceva. Mașină produsă în câteva sute de exemplare și aia vreo. Spre 1000. Nu mai știu. Și cu motoare de Jeep. Opriți cu Jeep-ul ăsta, că Jeep, nu mai Jeep. Pot, nebunesc. Uite, ne spune Kaiser, se numește mașina, știe că Kaiser Darling. Vezi? Kaiser Darling. Da, 3. 3. 2-3. Îmi plas cu Sinaia, cu asta. O altă chestie. Te rog, tot a făcut Alex o punte acum între modern și mașini care folosesc tot felul de tehnologii din astea și Chris Bangle. Da. Chris Bangle a zis la un dat în timpul unui salon că el vede o mare criză în ceea ce înseamnă designul auto. Că a spus, ok, dacă mergem la concursuri de eleganță, ne uităm la mașinile clasice, vedem că fiecare avea o personalitate. Caroserierii, fiecare, deși carosau de la șasiu de Rolls sau de Mercedes, aveau o linie a lor. Okay. Și a zis, ok, cum ei au reușit ca peste 100 de ani să ne facă pe noi să apreciem formele, asta e datoria noastră ca designer auto, chiar dacă venim cu ceva șocant acum, ca mașinile pe care le facem să nu fie doar un obiect și să fie ceva care peste 50 sau 100 de ani poate fi privit la fel ca o mașină clasică. Și a zis, din punct de vedere al designului, nu mai facem asta. Tot el a zis, Stella și Arșinel. Și Arșinel, da. Să venim mai în față, mai în spate? Mai în față. Eu zic să alegem alții, că aici... Dă cu virgulă. Tot Bangle a zis și asta după ce a zis it cannot be unseen. A zis că Volkswagen Golf 1 a distrus industria, designul auto, că de la ala toate mașinile arată ca niște electrocasnice. Și dacă te uiți la niște mașini albe. Corect, da. Da. În ziua de azi. Da, nu mai au poezie. Adică au așa este, da. Au început să se schimbe și mai zic o dată Bangle și mă opresc. Tot Bangle a venit cu ideea asta. Are poster cu el pe ușa la dormitor, e nebun. Are 100% poster, vă spun. Da. Zi de Bangle. Zi. Da. Ce? Nu citi. Zic că îți citesc eu. Zi de Bangle acolo. Ține-o pe a ta. El a venit cu ideea asta. Băi, panourile de caroserie nu trebuie să fie plate. Cum era Audi, de exemplu, acum vreo 5-6 ani. Până acum 5-6 ani. Trebuie să am niște forme. Concav, convex, se vadă lumina, se plimbe lumina pe ele. Se întâmplă poezia acolo. Chiar dacă pe mine nu mă ajută la aerodinamică, la nimic practic, dar să am ceva acolo care să-mi stârnească privirea. Cred că e o luptă foarte mare între designer și ingineri și carosier. Tot de banger. Te rog. Eu caut o întrebare aici. Mai aproape. Hai să venim mai aproape. Tu spune. Apropo de chestia asta, că spune Alex, uite, dacă vă amintiți, al doilea Z4 sau primul care avea zeul acela? Primul Z4 care avea zeul pe sportieră. De ce se rupe lanțul la nu știu ce? Răspuns. E cața. La unii se rupe, la unii se rupe. Așa zi. Primul client care face reclamație să primească răspuns. Domnule, e cața. Stimate domnule Popescu. E cața. Cu respect. Cu respect. Echipa de after sales pe Enviro. Am transpirat. Of, am râs. Da, zi-mă, frate. Bangle, când a ajuns el într-o oarecare funcție de decizie în cadrul BMW și într-un confort financiar, exact. Ca să zicem așa. A ieșit din foame. Da. L-a scos din foame. Ce făcuse mult de la Fiat, adică. Da. Ma. Sărac. Nu mai mi-e milă de el. Așa. Bă, omul a fost sincer măcar. Ce a făcut el? El și-a splituit cumva. Pentru un proiect trebuia să facă SUV. Și pentru proiectul SUV a splituit echipa de designer și echipa de inginer și a pus pe fiecare să-și facă niște teme separate. Inginerilor le-a spus, voi trebuie să pregătiți motorizări, tren de rulare, etc. Da.
designerul ce le-a făcut? Le-a dat un buget și le-a zis să aveți libertate, mergeți în America și vedeți ce înseamnă un SUV. Și au plecat toți designerii în America și mai trimiteau cărți poștale, că și-au închiriat o casă unei vedete prin Los Angeles, mai trimiteau poze de la nu știu ce piscină. Adică oamenii păreau total detașați. Mm-hmm. Și după un periplu din ăsta foarte lung s-au adunat din nou și trebuiau să se pună la masă să discute întocmai ce a realizat fiecare. Faza este că inginerii au venit cu nimic, pentru că ei aveau nevoie ca design să le creeze probleme ca să vină cu soluții. Corect. De multe ori, în perioada aia, inginerul nu era la care venea și spunea putem face așa sau așa, designerul îți spunea vreau asta, inginerul venea și spunea cum se poate face aia și ca producție și ca material și eficiență în cost. Și a avut o problemă în ședință, pentru că designerii au făcut un blat, să zic așa, cu inginerii, știind că inginerii n-au nimic, designerii nici ei n-au vrut să prezinte nimic. Deși ei aveau materiale, dar au zis ok, noi avem, dar dacă ăștia n-au pregătit nimic, suntem o echipă. Și din câte spunea el, a fost unul din singurele momente când și-a ieșit din Pepen. Îți dai seama. Bine că nu s-a născut al doilea multipla. Da. Vă dau o multipla de nu mă vede. Și până la urmă a reușit să obțină de la ei, vorbind în grupuri mai mici, ce aveau. Și ăștia toți designerii au venit cu... Avem sifoanele frumoase, sunt sifoanele, se mai aud din când în când. Au venit cu 4 sau 5 concepte diferite. Și marea lui problemă a fost, dacă nu știi să extragi informații, să le dai mână liberă, că ai zis, ok, puteam să-i ghidez să desenăm niște SUV-uri. De-aia am trimis în state unde SUV-ul e la putere și am lăsat să facă ce vor. Pe mine m-a interesat rezultatul final și au adus 5 concepte diferite care s-au transformat, cred că în primul X5 a fost ceva gen Z4, dar pe SUV. Seria 1 SUV. Da, un seria 1 sau SUV. Sau Roadster, dar numai. Adică omul le-a dat o libertate pe care în ziua de azi nu o vezi. Să-și trimită cineva echipa design, nu știu, vrei să faci o mașină pentru Kazakhstan. Da. Am zis că nu mai zic Chris Bangle, tocmai am zis. Hai să zicem Chris. Hai că vă permiteți deja, la cât ați vorbit de el, vă permiteți. Da, Michi Alexandrescu și... Așa, și prietenii săi. Chestia cea mai mișto, v-am spus aia cu cârnatul și mai multe dimensiuni, se spunea despre BMW înainte să vină Bangle la BMW. Pentru că de-a lungul timpului BMW a avut o serie de șefi de design foarte puternici, dar cumva de prin anii 80 au dispărut oamenii de acolo și divizia de design la BMW era complet lipsită de putere și era cumva controlată de ingineri. Designerii nu mai aveau nimic de spus și l-au adus pe Bangle în companie ca să restituie autoritatea diviziei de design. Și asta e iarăși o chestie genială pe care a făcut-o și asta este unul dintre proiectele prin care a reușit să realizeze reechilibrul ăsta, că practic când eu intru pe un teritoriu și zic nu mai ești tu ăla puternic, suntem amândoi la egalitate, creezi un conflict foarte mare și noi trebuie să lucrăm împreună, noi designerii cu inginerii. Și el a reușit să facă chestia asta și există un TED Talk în care el povestește despre proiectul ăsta foarte fain pentru cei care vor să se documenteze. E o chestie în istoria companiei care mi se pare foarte mișto pentru că a reușit să schimbe macazul puternic. A făcut multe lucruri pentru care a fost înjurat. iDrive-ul, de exemplu, sistemul de iDrive, erau bancuri că trebuie să duci la facultate ca să studiezi 4 ani să folosești sistemul ăla. Acum ai ecran pe mașină și pe Dacia. Așa e, da, corect. Mie mi se... cost. Da, știu, mie mi se pare complicat, dacă mă întrebi. Mi se pare complicat că în timp ce merg am voie să umplu acolo la butoane, intru în meniuri, sub meniuri, ca în telefon. Știi? Mi se pare un pic complicat. Dar eu nu sunt fan așa ceva. Oamenii nu se reduc la mine sau viitorul. Știi? Puștii vor, probabil, tehnologie, Bluetooth. Eu nici nu fac, nu știu, mirroring cu Waze pe telefon. Nu fac nimic, nu mă ating. Eu când iau o mașină... Când infraroșu, știi, ține telefoanele așa că... Da, mă, frate, nu. Eu când iau mașina, la voi n-am apăs pe butoane. 2-3 ore merg cu ea așa și după aia mai apăs un buton, mai văd, mai nu. Adică faza lungă automată mi-a luat vreo 6 ore să o activez. Adică dar după aia ți-a plăcut. Foarte mult, da, m-a ajutat. Dar aproape de arat, da. Adică, dar nu apăs pe butoane. Și plecați din Constanța. Din ce motiv seamănă noul seria 1 cu Hyundai i30? Băi, nu seamănă. Trebuie să o vedeți live. Vă rog să opriți campania reducerilor la sistemele de frânare pentru că mă nenorociți.
Da, Marina are multe discuri de frână de vânzare de BMW și plăcuțe și triere și așa mai departe. În sfârșit. Și voi, da, culmea, și voi. Da, X5-ul pe platformă de E34-525X. Este adevărat că atunci când faci o intervenție la Beamer bănuiesc că este un dealer autorizat, nu, Beamer bănuiesc că este un service autorizat rar pe marca BMW. Foarte elegant, deci, ai exprimat. Păi, asta e realitatea. Nu este dealer autorizat BMW. Este un dealer autorizat de rar pe marca BMW să facă reparații. Și aici omul spune că este adevărat că dacă faci o intervenție la Beamer, apare și în istoricul celor din reprezentanțele BMW. Îmi vine foarte greu să cred. Există chestia asta? Nu pot spune mâna în foc, dar nu cred. Nici eu nu cred. Adică eu nu știu să existe servisuri partenere cu reprezentanțele care să aibă acces la sistemul ăsta de kilometri și de revizii în care se poate să facă, da, sifoanele. De-aia suntem așa veseli. Da. Un E30 Touring jos. De-aia da, asta suntem așa. Da, e un E30 acolo. Cu există la, un program la noi care se numește Ford Level și uneori este prost înțeles, mai ales de clienți. Ford Level, al patrulea nivel. Ok, al da, nivel, denumirile al de la BMW, da. Okay. În care serviciurile neautorizate pot să primească piese oficiale BMW. Păi poate să primească piese, da. Da, și nu contest. De aici clienții înțeleg că e serviciu autorizat. Dacă au piese oficiale, e serviciu autorizat. Dar cumva asta este efortul nostru de a ne asigura cât mai mult în piață că mașinile sunt reparate cum trebuie. Chiar și se întrețin cu piese cât de cât ok, da. Chiar dacă tot voi îi lăsați și pe producătorii de piese aftermarket să le producă. Tot voi, nu altcineva. Nu, că după 10 ani... Eu așa cred. Adică eu nu cred că eu, Daniel, acum îmi fac o firmă de a produce băi de ulei. Îți dau un exemplu pentru BMW seria 3 E34 cu Marius. Și pot să le vând fără acordul BMW. Știi ce zic? Să-l sunați pe Benga să intre în direct. Stai puțin. Cristi! Aia care îi scrie, îi dă mesaj. Îi dă mesaj Alex, că na, se cunosc, îi scrie pe WhatsApp. Nu cred că vrea să intre. Du-te-mă tu un pic, ia, du-te și vezi dacă vine. Ăsta vrea să plece, sărac. Da, îl înțeleg. S-a dus să-l caute pe Benga. Da, mi-a trimis pe Instagram, am înțeles. Mulțumesc frumos, o să le vedem pozele cu E34. Zi-mi cu E34 coupe, ai zis că știi de E34 coupe de la noi. Deci că e un E34, E34, da? În 4 uși, făcut coupe la noi. L-ai văzut, știi de? Nu, dar am mai văzut situații de genul ăsta. De exemplu, când s-a introdus prima dată taxa de poluare pe baza de norme de poluare, era isterie, că nimeni nu știa unde îmi verific normele. Da? Și au venit niște băieți așa mai întreprinzători să le ghicim în seria de șasiu ce normă este. Și a zis, avem și noi un cabrio și ce poluare e de aia? Și am deschis în sistem și nu aveți un cabrio. Aveți un coupe. Nu, doamnă, vedeți, vă arăt afară, este cabrio. Plouă-n-ia, frate. Este cabrio. Și, într-adevăr, mașina era cabrio, dar fusese fabricată coupe. Nu se știe cine, cum, ce modificare de caroserie avea. Îți dai seama că mașina aia n-are cum să fie în toate mințile ei. Doamne ferește, la o răsturnare sau la chestii de genul ăsta. Poate a făcut-o pe serie. E pat, nu mai este. Poate a făcut-o pe serie. Tu ai văzut mașina, era cabrio? Da. Erau seriile schimbate, să facă cabrio din coupe, vine greu să cred. Bine, a mai fost un caz în care un prieten vrea să cumpere o mașină și ne-a rugat să verificăm kilometrii. Ne-am uitat în sistem, era foarte mișto mașina, nu mersese de multă vreme, asta era ciudat. Dar era în Sinaia un 330 XD pe vremea aia, E90, mașină foarte rară. Și mi s-a părut nouă, știam că în Sinaia un 330 XD s-a răsturnat și era daună totală. Și aia fusese mașina. Oamenii pot să vină la voi să verifice kilometri, nu? Dar pot veni doar cu mașina făcând. Oh, da, mă, ăla e nebun. Nu băga în seamă, Cristi. pot veni doar cu mașina la verificare. Nu se pot verifica kilometrii în baza seriei de șasiu la telefon.
sau fără mașină la verific. Se poate verifica cu o procură de la proprietar, pentru că practic noi oferim informații despre un bun proprietate personală unui terț. Da, și ar trebui să-i folosești doar, să-i spui doar proprietarului, corect. Sifoanele. Bă, da, zici că le-am pus special, mă, acolo, mă, sticlele, de cu piciorul în continuu, mă. Nu puteam să le tăm, nici, dar nici acum nu putem să le mutăm, știi? Da, nici acum nu putem să le mutăm, știi? Să mai dăm un pic cu piciorul. Să nu se vadă. Să nu se vadă ce-ți da migeanele acolo cu vișinată. Am venit și noi aici la BMW, am adus la băieți vișinată, am adus un curcan. Ce brânză, să-i aduci brânză aia din mașină, că n-am văzut că miroase urât. Apare inel mâncând un ciolat. Da. Da. Deci voi poate omul să vină fizic într-o reprezentanță BMW fără mașină, fără să vă plătească verificarea de rampă, cu o procură de la client, de la proprietar. O hârtie semnată astfel încât noi să avem o dovadă că proprietarul și-a dat acordul pentru a-i se spune numărul de kilometri. Bună treabă. Nu știam. Asta ne-am dat seama de problema asta după ce am fost amenințați cu înainte eram foarte deschis și un avocat ne-a amenințat că ne dăm judecată că am stricat vânzarea. Că mașina lui avea kilometri dați peste cap de mai multe ori. Avea și dreptate pe de altă parte. Da. Dacă te ceri din gură, vorba aia. Vinde și o mașină cinstită. Cinstită. Corectă. Da. Mașină de avocat. Corect. Prima dată te taxează cu 70 de lei să-ți citească kilometri de pe cheie, apoi alternator și așa mai departe și costă undeva la 600-700 de lei întreaga verificare. Păi da, mă, dar dai un ban și știi ce ai luat. Nu știu. Vă aud acum și vă văd mai târziu. Se întâmplă. Răspuns la întrebarea cu E88. Nu știu ce întrebare, dar era o întrebare cu dube dacă vreodată BMW se va ocupa de autovehicule comerciale. Eu am învățat asta în industria auto, să nu spui niciodată. Nu. Niciodată. Niciodată. Nu se știe, cu siguranță. Am făcut Ale și Crătiți. Da. Deci n-ai face de la dube, Ale și Crătiți până la dube, într-un foarte mic. Da, BMW s-a axat pe motociclete mai tare, merge să ai văzut, produce o tonă de camioane. Da, o tonă de utilitare. Da. Adică o tonă, un infinit de modele. Dacă apare unul, trebuie să apară un milion. Nu poate să apară unul singur, ești nebun. Acolo e problema. A apărut un BMW pick-up a apărut pe X7. Da, și M3-ul. Au făcut niște Stai, mă, că au tăiat ăștia cu flexul sau că au făcut din fabrică beți, când s-a îmbătat inginerul. Ucenici într-o fabrică BMW au modificat un X7 să învețe ei să facă chestii. Ce arată mișto mașina. Au făcut pick-up? Pick-up X7. Doamne ferește, nu cred că arată bine. Bine, pick-up mie mi-a plăcut. Da? Cum benămică, că e lung, X7-le, frate, e lung, e lung. Edita mai mașina, poți să au făcut vixen autobuz, cât costă să schimb bateria din cheie la E39? Păi ce suntem noi, mă, birou de informații? Cât costă să schimb bateria? Eu nici nu știu cât costă E39, da. Da, nu știu, poate să coste și 100 de lei și 700 de lei. De ce nu merge la niciun BMW semnalizare? N-are lichid. Lichid de frân. Lichid de semnalizare. Ce semnalizare și în interiorul ușii. Da, X5-ul nou, da? Semnalizează și fața de ușă. Dacă vrei să schimbi direcția, deschizi ușa și deschizi ușa, exterior. Da, și faci ăla. Pic, 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 semnalizezi, da. Și aerodinamic, așa. Da, i-au plăcut lui Marius la X5, luminile alea care... Dacă aveți vreunele pe stop, să-mi pun și-o pe. Da, mă, poți să ții, luăm seriat și comandă. Foarte mișto gândite, pentru că nu se murdăresc. Sau se murdăresc, bine, acolo, la noi în România se murdăresc. Da, sunt fel convins. Dar rezistă destul de bine, pentru că e... E băgat acolo, am văzut, m-am uitat, am băgat degetul, am scobit, am dat cu unghia, zic, ai, poate iese. Luăm LED-ul de acolo, n-a funcționat. În schimb, da, ne-a plăcut mașina, multe lumini, multă nebunie și tehnologie, mi-a plăcut cum merge singură. Ce să zic, o să vedeți și materialul de la BMW. Pe unul E88 s-a pus M54 Twin Turbo cu axă, suspensie. Da. Ce? Dar pe... Inițial, nu. M-a depășit, stai un pic. Cu unul M e povestea așa. Știi că vorbeam de mașini făcute de ingineri. Uite aici e întrebarea, dacă vrei să mai citești, eu n-am înțeles. Am înțeles. E cineva care întreabă de ce... De motorul de 335 sau ce? Se spune 1M, da? Nu M1, 1M, primul, da? Seria 1 coupe, a primit versiunea M, da? Și a primit mai multe
componente din, de la diverse motorizări, okay, de la diverse alte modele. Avea și ceva de la E46, da, cred că oglinzile erau de la E46, dacă nu mă știu. Mașina e un Frankenstein. Da. Care e povestea ei? Mașina aia n-a avut niciodată undă verde de la bord să se construiască. Uh-huh. Și cu toate astea, șeful M de pe vremea respectivă, Dr. Kai Zegler, da, alt om care, pe care eu l-admir mult, da, a zis, bă, eu tot o fac. Cumva, și asta cred că este ultima mașină, de care, cel puțin de care știu eu, care s-a dezvoltat în secret fără acordul bordului. Da. Și la o prezentare le-a zis oamenilor, stați puțin că mai am ceva. Și a arătat mașina și toți au fost impresionați și au folosit-o. Au băgat-o în producție. Problema este alta. El, ca să producă mașina asta, n-a avut luxul să-și facă el componente speciale pentru mașină, să facă chestii de genul ăsta, ci pur și simplu... Deci scriu dacă... Tu ai Z în loc de Y, frate? E tastatura nemțească. Așa. Hai de capul meu! Nu, și... N-am vrut să fac și o glumă! Nu mai fac nimic! Să și pe contul tău. Poți să pun niște statusuri? Povestește, nu te... Iartă-mă! Iartă-mă că te-am întrerupt! Maricica. Da! Și i-au luat componente de la diverse mașini, n-au avut luxul ăsta să se dezvolte ceva de la zero și au creat un business case pentru vreo 2600 de mașini, 2800 de mașini, ceva de genul ăsta. Adică au zis, noi facem mașina asta, Frankenstein, cu piese luate care de unde. Peste tot, da? Și nu trebuie să vindem mai mult de 2600 și ne scoatem banii, 2600. De bucăți. Da, și ne scoatem bani. Au lansat-o, a fost isterie. De-aia, de exemplu, mașina era doar în trei versiuni de culori. Negru, alb și portocaliu. Au lansat-o, a fost isterie foarte mare. Au tras de mașină și au mai suplimentat, mi se pare, vreo 6000 de unități, dar nu mai aveau furnizorii care să le dea piesele, pentru că foloseau și piese foarte vechi, da, sau mai vechi. Și de asta există componente, nu mai știu acum ce componente de unde, dar există componente de pe M3E92, de pe M3E46, de pe seria 1 coupe, care era baza. A fost mașina aia o invenție de asta nebună. Unul a zis, bă, eu trebuie... Și mașina asta a deschis calea către hot hatch-urile de-astea ultrasportive, mult înainte să existe orice altceva pe piață. Ai tastatură cu volan pe dreapta. Da. Și numere de Bulgaria. Tastatura cu Y în șanț. Băi, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Suntem de ceva online, nu? Avem? O oră jumătate. Deci poți să vă mai... Eu zic că e suficient. Ceva despre da, băi, da, uite, atâta. Uite, da, asta, că te rog, se împlinești acum în decembrie, se împlinesc 60 de ani de când BMW era să fie cumpărat de când Mercedes. Ați ieșit din foame. Da. Adică 60 de ani de când am scăpat de sărăcie. Bine, e, povestea este foarte lungă și cum a intrat în faliment cu un combinator din Statele Unite care a făcut acel BMW 502 care era foarte scump. Și-a promis că dă bani companiei să vândă 1000, plătește în avans 1000 de mașini și n-a mai făcut. În fin, BMW era în faliment. No. Ei dezvoltaseră un BMW. Adică ei aveau mașini de lux și Isetta, care era o gămălie, se vindea bine, dar nu făceau bani cu ea, era foarte ieftin. Și au dezvoltat o... ceva ce arată ca o Skoda de-aia veche, cu o mașină cu motor pe spate, se numește BMW 700, motor pe spate, sedan. Ei aveau mașina aia pregătită să o lanseze și cu aia puteau să iasă din foame. Și de fapt asta a fost salvarea companiei. Erau pregătiți, știau care e planul de reabilitare, dar aveau probleme financiare, era un prag de faliment și s-a discutat ce facem. La întâlnirea acționarilor, 12-13 decembrie s-a întâmplat, mi se pare, ce facem? Băgăm marca în faliment sau ne cumpărăm Mercedes? Ce este interesant este că în 1956, asta era în 59, 56-57 Mercedes cumpărase deja Audi și era pe punctul să cumpere și... Vrea el tot. Și Mercedes. Și BMW. Și BMW. Da, vrea tot. Care explicația? BMW și Audi aveau fabrici în Germania de Est, fabricile de mașini. La fabrica Audi din Germania de Est, după aceea știți ce s-a fabricat? Trabant. Adică oamenii au luat-o de la zero și au luat-o prost amândoi. Și Mercedes avea fabrica în Stuttgart, bine mersi, s-au relansat cu modelele de după război, erau stabili. Ce este interesant, familia Quandt, cred că Herbert Quandt, familia Quandt, care intermedia achiziția, era
în același timp și al doilea acționar principal, cred că ți-am mai povestit asta undeva. Nu. Nu. Era al doilea acționar principal Mercedes. Ei cumpărau Mercedes pentru cumpărau BMW pentru, nu mai știu dacă m-am mai cineva, dar oricum eu o spun în continuare, ei cumpărau BMW pentru Mercedes. Și au fost în ziua în care se trebuia să perfecteze contractul, au fost convins să nu mai cumpere pentru Mercedes, să cumpere pentru ei. Și ulterior familia Quandt în anii 70 s-a retras din acționariatul BMW și atunci Mercedes, pardon, că erau, au fost o vreme și în momentul în care s-au retras, au creat o mare criză, că au început să intre arabii peste Mercedes. Și a trebuit să intervină Deutsche Bank să salveze Mercedes de data asta de proprietățile prinților, să nu devină companie de familie de șeici. Sau ce era să... Da, se întâmplă lucruri în lume de care noi nu știm. Da. De ce țin mult la povestea asta și mi se pare foarte importantă? Pentru că se discută acum cu foarte multă vehemență motoarele, că ai putere de BMW, că ai putere de BMW, nu mă interesează Mercedes, zic fanii BMW. Da? Okay. Mercedes, zic, mamă, voi este... Mie mi se pare că... E, oamenii întotdeauna au dispute, Steaua, Dinamo zis, da, și așa mai departe. Irina ar fi zis ceva de Alfa Romeo, dar nu cu mai s-a dus să-și repare acum. Nu mai... Eu am învățat să privesc cu mai multă cum se spune, cum se dice, cu mai mult respect așa ce se întâmplă, pentru că știu cât de jos poți să fii ca brand și nu vreau să spun ca om, ca brand, cât de mult se poate întoarce roata și cât de mult unii au crescut, după care s-au prăbușit, au crescut la bloc, nu știu, Alfa Romeo, Lancia, care era o marcă colosală și s-a prăbușit. Lucrurile se pot schimba foarte, foarte repede. Mai ales în ziua de azi. Și tot timpul, nu? Da. Sau, adică, uite, BMW a fost pe pragul să fie cumpărată de Mercedes la început de 1960. În 1970 s-a așezat bine de tot și au făcut sediul nou, s-au mișcat. Și în 1980 deja erau concurenți puternici cu Mercedes și mi se pare că au depășit prima dată Mercedes în vânzări, în 20 de ani. De la o firmă care niciodată n-a contat pe bune în lumea mașinilor, au depășit cel mai mare producător de mașini premium la vremea respectivă, extraordinar de repede. Se întâmplă, n-ai ce să-i faci. Dă-i din nou, da, așa, da, știu, nu pățești? Te sună numere din Afganistan, dă-i. Uganda are. Da, Uganda, Afganistan, cu India. Cu scrisoarea congoleză. Da, nu înțeleg de ce. Asta, așa mi se întâmplă. Odată la o săptămână, mă sună niște numere, 10 minute. Știu mai nu știu, de ce, nu știu ce se întâmplă. La sediul ăla. Da, ziceai tu că... Ne ceartă lumea dacă nu e corespunzător. Da, mă, oamenii se uită, tu nu-ți imaginezi. Da. Deci YouTube-ul și Facebook-ul și Instagram-ul primești niște comentarii în care nu te-ai fi gândit nicio secundă că oamenii se uită la ce tocărie ai, la ce mochetă, la nu știu, ce este Manhart, pot să răspund eu? Un tuner de BMW. Există un Manhart Există la noi... Există un Seria 8 Manhart, l-am văzut pe Instagram, da, îl postează băieții, și există și un Seria 1 Manhart care o să fie îmbrut astăzi. Da. Acum asta a fost pregătită. Trebuia să facem reclamă și la club, că nu se poate numai așa. Da, să mă ocup, am mai multe întrebări pentru BMW. Da. Diferența între BMW și Mercedes. Mercedes, dacă vindea 1000 de unități într-o lună, BMW vindea 100. E greu să compari. La eu din câte știu, da, poate greșesc, o să pot să caut, dar știu că la final de anii 80 BMW a depășit Mercedes în vânzări pentru prima dată în istorie. Da, nu ce știu. Vreau să spun este că să-i rog pe oameni care comentează de birou și Seria de... 2, da. Da, membru, da. Gata, mă, nu mă certați. Hă, opriți-vă. Să-i rog pe oamenii care comentează de birou și de aia, să fie puțin mai echilibrați, că fiecare marcă are chestii mișto. Uite, eu de la BMW 100%, 100%. Și avem, fiecare marcă are momentele ei de rătăcire, da, de normal. Ezitare. Este de... normal, dar oamenii, știi cum să spun eu, haterii, ca să zic așa, știi, dau un coment, nu înseamnă nimic pentru ei comentul respectiv, știi, dar pe alți oameni îi poate atinge, îi poate deranja, știi? Dacă stai și iei oamenii respectivi care ți-au comentat și îi chemi aici și le explici,
la masa asta, băi, uite ce facem noi, uite cine suntem, uite și BMW și merge și așa și tu ți alegi că îți place Audi, treaba ta, dar nu să dai cu pietre în ăla, că ție îți place Audi, știi? Sunt fel convins că toți oamenii înțeleg, dar nu ia nimeni lucrurile, știi? Mai ales pe Facebook sau, știi, când dau comentarii, nu stă nimeni să se gândească, să stai așa, că de ce? Nu. Aaaa, mai zicem acolo o chestie, mai dacă mai dă și un like. Înseamnă că chiar am fost bun de tot, știi? Like și share. Da. Like și share, da. Băi, e lung și o să uită lumea, devine plictisitor. Să facem un eveniment TED despre mașini. Ce să facem? Este Sinaia. La Sinaia, veniți da. La concursul de eleganță de la Sinaia, ultimul weekend din... gata. Ultimul weekend din iunie. Din iunie, se pregătește mult. Păi să vindem bilete. Da. Nu e... da. Bun, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp după program și nu te-ai dus cu băieții la... Și nu te-ai dus cu băieții la bere. Lasă-l mă pe Pony, nu-l băga în seamă. Ce lansări urmează să mai apar la perioada? Ce modele noi apar? În România? X6, acum, se lansează okay. În noiembrie. Serie 8, Gran Coupé, oficial, se okay. lansează în noiembrie. După care, seria 2, Gran Coupé, okay. la pe bază de seria 1. Cred că ăla o să vândă ceva în România, nu știu de ce. Noi nu vindem mașini mici. Noi vindem, ce mai știi care e cea mai vândută mașină de la noi? X5? X5, negru. Negru. 3.0 diesel. X5, negru. 3.0 diesel. 3.0 diesel, da. Diesel. Bine, la 90.000 acum am știut să zic. Oho, este anul ăsta din nou, anul trecut a fost pentru prima dată în 10 ani surclasat de, cred că a fost X1. Și anul ăsta a revenit pe departe, cred că avem X5, nu mai știu exact cifrele, pe august, cred că le era 500 și ceva de unități, X1 300 și ceva. În halul ăsta e. Da. Băi, dar e o mașină mișto. Altfel. E o mașină mișto. Altfel față de ce sunt obișnuiți clienții din România. Urmează seria 4 cu grila mare, mare. Și calorifer. Okay. Și niște motorizări din astea. Avem multe hibride plug-in. Uite, altă discuție interesantă. Mm-hmm. Cum o să arate motorizările în viitor. Și multe hibride plug-in. Și M-uri. M-urile. M8 Cabrio, M8 Coupe, M8 Grand Coupe. Astea-s pentru doia care pentru premianții. Au stat la școală peste program. Au ridicat mâna, tot timpul erau cu mâna pe sus. Știi ce zic? Când am vorbit noi materialul ăla din viitor, care l-am filmat anterior. Da. De chestia de a avea spectrumismul operațional. Așa. Include toate modelele sau doar... Asta te întreabă pentru el. Eu am avut discuție cu mulți și habar nu aveau. Adică da, nu înțeles. Știau că se poate. Da, adică nu știau că se poate zice. Aproape toate modelele. Nu cred că pe seria 8 ai chestia asta, dar pentru cei care își cumpără seria 8, da, e o problemă. Leasing okay. operațional, dar okay. trebuie să fie... Nu. Dar eu asta le explic tuturor, se întâmplă și asta nu se întâmplă numai la BMW, începe să se miște treaba și e mare chestia asta în state. După care în UK și Germania iarăși se folosește foarte des și știi cum este? Înainte cumpărai mașina cash. Când a apărut leasing-ul, a fost o invenție colosală, că a fost dintr-o dată mult mai simplu. Da. N-a trebuit să mai strâng eu 20 da, de da, ani. Da, 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 să-mi iau mașină. Și acum asta este next step, care e o trecere la fel de importantă, în sensul că eu nu mai îmi cumpăr folosesc mașina, cât plătesc. Timp am nevoie, plătesc pentru folosirea ei, exact. Pentru închiriere și nu mă doare cap. Da. Cam asta găsite ideea. Soluții cam asta care ideea. Să te doară capul cât mai puțin, că se rupe lanțul, că se aprinde becul, că n-ar. Don't give a shit. Merg cu ea să strâncă, luați-o, dați-mi alta. Da, și da. Așa trebuie, da. Așa trebuie să nu te doare capul, dar trebuie să poți să-ți permiți, vezi, dacă n-am fost la școală. Băi, îți mulțumesc frumos că, repet, nu te-ai dus la bere cu băieții și ți-ai făcut timp pentru noi. Și sper să te mai avem în emisiune. În emisiune. Da, să te mai avem în emisiune și în real life. Eu nu mă mai văd aici, s-a blocat cineva ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Sper să fie, da. Sper să fie în regulă. Hai.